astăzi n-am filmat, a ziua a patra sau la câte aia. Nu facem ceva foarte interesant, pur și simplu schimbăm destinația din Thailanda, părăsim Bangkok și mergem spre Chiang Mai. Și nu e răcită, doar preventiv. Își protejează gâtul. Haide, revenim de la cazare cu room tour. Am ajuns la cazarea din Chiang Mai, toate bagajele au fost scoase din această mașinuță. Stai aici jos. Par toate, da? Și ei n-au așa autobuze sau și cu mașina asta transportă și bagaje și oameni. Nice. Și asta e cumva cazarea. Am dat pașapoartă la șutun să facă check-in-ul. Și pare o străduță mai liniștită față de Bangkok. Chiar pare mișto pe străduța asta. Cam așa arată cazarea, cât se vede. Cred că sunt două corpuri, câteva camere. Very beautiful, man. Hello! Salut! Salut! Ce faci? Șeriful? Căutăm 309 acum. E foarte interesant cum e hotelul ăsta de afară. Pare mic, dar e un labirint de balcoane și camere. Hai să căutăm. 313 pe partea aia. 309. Hai să vedem, room tourulesc. Băgăm cartela, prindem becul. Ai băgat-o. Și intrăm. Ce avem pe pat? Avem pe pat o mică surpriză. Intrăm încălțați, că aici apare cu... Da. Pe jos, mai așa. Ciment. Deschide un dulap până... Păi da, e așa super tradițională și în sfârșit avem balcon, televizor cu Netflix, atâna șmecheria. Ne uităm la ei. Golăpioare, frigidere. Da. Hai să vedem. Avem papucei premium. Hai să vedem și pe balcon. Ah, da, așa da. Așa da. De fiță, dar fă o prezentare, ia să vedem. Uite ce loc acasă! Ce? Uniforme de rost sau ce sunt? Halate! Așa, de unica folosită, da. Gen. Și... șlapi! Tu de unica folosință? Da, gen din așa, dar uite, cu numele lor. Bun. Și uite ce frumos și săculețe ăștia. Bine. În fine. Șlapi avem, dar merită. De purta pe aici, așa. Safe, ador. Safe, iubite mele, îi plac. Să-i fost să scrii cod acolo. Și aici avem un fiar, să lăsăm asculat umbrele, dacă plouă. Aici e panoul de siguranță. Fier pe călcare. Și un pic așa. Dacă îl supără iubita, închide lumina. Păi lasă că de oricum ducem și ne calcă ei, știi? Parte ea întreabă pe Edi dacă mai e deschis la alea. Stai așa să vedem ce. Dar nu cred că e prea târziu. Toaletă, duș. Da. Cam asta e camera, e frumoasă. Și prima plimbare din Chiang Mai. Deci o să mâncăm ceva, că n-am mai mâncat nimic de dimineață. S-a schimbat vibe-ul. Mamă, liniștit, deci... se oprește scuterul la semafor. Dă lumea prioritate, da. Hai, mergi înainte. Și sunt așa multe curți, nu mai sunt blocuri înalte, liniștit. Uite, mini terase. Frumos foc. Nu știu ce e acolo, pare așa o terasă. Aici ceva de suveniruri. Îmi plac străluțele astea, chiar îmi place. Ce ceva de masaj, uite ce bine arată, vezi? Na, până și în aeroport au ăștia de făcut masaj la picioare. Așa. Suveniruri. Și suntem absolut toți și mergem să mâncăm ceva. Uite. Ha, uite, zi pe cameră, te rog. Tot încearcă. Zi pe cameră, așa. Dan are o relație foarte specială cu Ali. Și în cameră... mi-a spus în secret, dar o să, pentru voi, o să divulgi așa secret, da? A spus că el încearcă din răzputeri să-l facă pe Alin să nu mai placă, dar nu poate. Orice ar face, Alin îl place. Este ceva... de neimaginat. El mă testează ca pe ceilalți. El încearcă din răzputeri să-l facă pe Alin să nu mai placă, dar nu poate.
Pe când o persoană normală e mie aici, da, nu mai place de Dan, în gândul ei, așa. Exact. Că în, cu voce tare n-ar zice că i-ar fi frică. Uite, vezi, prin chestia asta Eu verbalizez. Da. Și el ce a zis? Bă, am simțit momentul, gata, deci trebuie să fac la fel și cu tine, că tu cedezi, știi, îmi ziceam el. Și am zis, nu, eu nu cedez. Eu când o să se întâmple asta, o să fac mai rău. Să fac mai rău și te chinui. Bine, aici nu mai ține de mine, aici nu, aici e de ei doi. Aici e urât. M-a ciupit un țânțar de ciut la picior. Asta vreau să vă spun acum pe... Nu, mă, lasă, ei. Poate mi s-a părut. Lotus, ok. Ne mai înghite un card. Azi am pierdut cardul la bancomat. L-am înghițit. Mă mai gândesc dacă pun asta pe așa, dar e o excursie. Până la urmă se scupe și bune și rele. Și am ajuns la zona de... Asta face la comandă, da? Ce e în meniu? Vegetarian, tot ce trebuie, legume arată bine. Chestii dulci, foarte bune, se numește, se numesc Thai pancake, cu nucă de cocos. Ok, pancake tailandez, gen. Foarte bun. E mușchiuloasă rața. Doamne, dar ce curat e pe jos. Nu e din, hai că e. Aici sunt gogoși. Aici e ceva ce n-am stat niciodată la coadă să încep, pentru că uitați-vă coada, da. E ca o ciurbă de salată sau ceva de genul, nu știu ce, uite, ce face doamna aia acolo, în bolul ăla? Dar aici e cea mai mare coadă, că n-am încercat, că n-am stat la coadă. E, ori mai aștept puțin, ca să găsești autentică, autentică, sigur e până în cap. Hai. Da, uite, le faci acum. Bă, ăsta nu știu ce e, dar e... Ce e asta? Aici e porcul cacao, știu o melodie. Doar că în mall era supericol. Cheteluțe, șnițele... Cremvrușt... De toate, chiar de toate aici. Și e mult mai curat și, băi, nu miroase urât. Mai avem și pe mijloc cumva, ceva. Știi de unde? Arată sticla ta acolo, ne-am văzut. A, da? Ok. Fructe din mare. Ursuleți. Hai, ne auzim de la masă. Hai că ne-am comandat ceva porc cu orez și ou. Mănâncă și oamenii de lângă. Cam de aici ne-am comandat, de la restaurantul ăsta stradal. Cazanul ăsta. Restaurantul ăsta stradal. Din cazanul ăsta de aici. Da. Păi chiar din cazanul ăla vine orezul. Stăm la coadă, nu? Perfect, da. Ok, ne-am luat stir fry cu chicken și am plătit și bolul ăsta, deci în total 60. 55 pui și 60. Și cam asta e coada. Și fratele are un iepure pe umăr. Ai văzut, nu? Da. Hai să stăm la coadă, că e mereu cea mai mare coadă. Eu? Stay here. Hai să vedem că merge repede. Dar alea se întorceau cu ceva, o fi Glovo, o fi Uber. În fine, hai să vedem cum e și nebunia asta. Deja sunt cât de cât plin. Aici se pregătește varză cu ceva noodles, cu ou și noi am cerut cu chicken, deci cu pui. În față v-am arătat cum se comandă și aici apare numărul, domnul mută numărul mereu și strigă cineva la boxă să vină să-și ridice takeaway. Și noi avem numărul? 98. Noi avem numărul 98. Că a venit și mâncarea, avem și bețișoare și lingură. Hai să deschidem capacul, amestecă puțin și... Hai că a meritat, să vedem sau n-a meritat. Deci coada e imensă. Mamă, dai multe chestii. Ai... S-ar putea să cam frigă, da. Ou și pui. Pui și noodles, cred. Da, doar așa un pic. Păi, cred că e bună. Îmi imaginez ce gustare.